Recent ne-am trezit în redacție cu un telefon Nokia și nu orice telefon Nokia, ci G425 G, un model lansat în urmă cu un an din gama de buget de la HMD Global. Aproape că mi venea să-l trimit înapoi, însă am văzut pe cutie ceva ce mi-a atras atenția. Logoul ul iFixit. Eu sunt din fire curios și îmi place să desfac dispozitive și chiar să le repar dacă îmi stă în putere, așa că am decis să-i dau o șansă, în special pentru a vedea care e treaba cu reparabilitatea. Eu sunt Cătălin tu urmărești Connect și hai să vedem împreună ce implică parteneriatul HMD cu iFixit, dar și ce poți să mai faci cu un telefon care costă astăzi nici mai mult, nici mai puțin de 800 de lei. M-am uitat pe lista de specificații fugitiv și ceea ce am văzut nu mi-a inspirat mare încredere. Construcție integrală din plastic, ecran HD cu notch, pe un panel LCD la 90 de Hz, margini groase în jurul lui, un chipset destul de vechi și sistem de camere cu trei senzori, dintre care doar unul pare că este cât de cât competent. Fără doar și poate, acest telefon este unul care chiar valorează cam 800 de lei sau poate chiar mai puțin, având în vedere cât de competitivi sunt producătorii chinezi în acest segment de preț. Și voi discuta încă din capul locului despre performanță și camere, pentru că nu acestea mi se pare așa interesante în cazul de față. În testele de performanță, chipsetul Snapdragon 480 Plus își arată limitările. Vorbim despre scoruri la jumătate față de telefoanele mid-range ale momentului în toate testele sintetice. Geekbench, Antutu, 3 Mark și PCMark. Nu este un telefon de gaming și nu recomand altceva în afară de joculețe 2D simple pe acesta. De altfel, experiența de utilizare nu este una tocmai fluidă, chiar dacă avem de a face cu un ecran la 90 de Hz. De vină este, pe de o parte, procesorul, pe de altă parte, cei doar 6 GB memorie RAM în configurația de top, care se umplu destul de repede odată ce începi să deschizi câteva aplicații, chiar și dintre cele uzuale. Nokia G42 este un telefon pentru funcții de bază, apeluri, mesaje text, rețele de socializare și browsing. Desigur, poți vedea filme pe el, dar ecranul HD nu este cel mai bun loc pe care să vezi noile producții Netflix sau Disney Plus. Poate cel mult un clip de pe YouTube similar cu cel la care vă uitați acum, dar nu ceva la care țineți neapărat să vedeți totul la calitate înaltă. HDR nu avem. Faptul că este un panel la 90 de Hz nu l-ajută așa mult, întrucât se simte imediat că avem de a face cu un timp de răspuns mic și motion blur care se simte imediat. După ce folosești dispozitive cu ecrane OLED, cu greu vei mai putea să te adaptezi la un LCD din gama ieftină. Un capitol la care chiar am fost surprins este însă camera foto. Deși aș putea să fiu rău și să zic că doar una dintre cele trei camere este cu adevărat utile, are, să zicem, două camere. Un white de 50MP de megapixel fără stabilizare optică și o cameră macro de 2MP. Cea de-a treia este celebra cameră de adâncime. Rezultatele pe timp de zi sunt însă peste așteptări, deși se pot vedea limitările și în lumină puternică. De exemplu, telefonul folosește expunere lungă, chiar și în soare puternic, deci elementele în mișcare nu sunt întotdeauna înghețate și avem de-a face cu doar două perspective, 1X și 2X. Din fericire, ambele sunt decente în materie de detalii și culori pentru un telefon ieftin. Da, imaginile sunt saturate, dar totuși plăcute. Cumva procesarea extra face ca un telefon ieftin să pară că face poze puțin peste capabilitățile sale. Nu aveam oricum pretenții prea mari de la un acest telefon. Nu este în niciun caz un camera phone. Desigur, avem un interval dinamic limitat, deci vom vedea multe instanțe în care imaginile pot ieși arse, dar chiar am fost surprins de faptul că această cameră nu este tocmai rea. Și macro-ul este decent, la fel peste așteptări pentru cine are nevoie de așa ceva. Nu aș recomanda acest telefon pentru filmări, fiind limitat la rezoluție 1080p, iar lipsa stabilizării se vede imediat. Există o stabilizare electronică, dar nu face mare diferență. Și pe selfie stă destul de bine și am fost în special surprins de calitatea decupajului pe modul portret. Nu pot recomanda însă Nokia G42 pentru modul nocturn. Imaginile sunt de cele mai multe ori mișcate din cauza lipsei stabilizării, dar din când în când mai apare și câte un cadru decent. Filmarea pe timp de noapte este însă inutilizabilă, nu încercați. Acum că am stabilit că avem de a face cu un telefon ieftin, care nu își depășește obligatoriu condiția, care-i treaba cu reparabilitatea. Ei bine, HMD a construit acest telefon de la început pentru a putea fi ușor de desfăcut și ușor de reparat în cazul în care pățește ceva, carcasa de plastic, ecranul, bateria sau porturile din partea de jos. Da, am zis porturi pentru că acest telefon are și jack de căști, nu doar pot USB-C. Și suportă și carduri microSD, lucruri pe care telefoanele de peste 2000 de lei le-au cam uitat. Având în vedere cât de ușor poți pătrunde în carcasa lui Nokia G42, mă mir că HMD susține că acest telefon este rezistent la strop de apă. Eu nu m-aș fi așteptat. Tot ce ai nevoie dintr-un kit iFixit sau oricare alt kit de reparații pentru a desface acest telefon este o pană de chitară de plastic. Treci cu aceasta pe toate lateralele pentru a desface clemele, dar trebuie să ai puțină grijă să nu rupi panglica senzorului de amprentă integrat în butonul Power. HMD oferă prin iFixit posibilitatea de a cumpăra un nou capac de plastic, o baterie nouă, ansamblul cu portul din partea de jos sau chiar ecranul. Alte componente, precum placa de bază sau camerele, nu sunt disponibile și probabil că înlocuirea lor ar fi mult mai complicat. Pentru aceste operațiuni există ghiduri pas cu pas pe site-ul iFixit, iar procesul este destul de simplu chiar și pentru cineva care nu a mai făcut asta în trecut. Totul pare foarte ok până când intrăm în detalii. Pe de-o parte, HMD încearcă să pună acest telefon pe un piedestal al sustenabilității. De aceea, Nokia G42, un telefon ieftin, este livrat fără încărcător în cutie. Consecința? Va trebui să cumperi unul separat. Astfel mai adaugi câteva zeci de lei la cei 800 de lei doar pentru asta. Apoi, piesele, deși nu sunt foarte scumpe, nu sunt nici tocmai ieftine în raport cu prețul telefonului. Un ecran LCD la 50 de euro nu pare scump, însă cei 50 de euro sunt aproape o treime din prețul total al telefonului de nou. Capacul de plastic în sine costă 25 de euro, iar o baterie alt 25 de euro. Dacă vrei și uneltele ai fixit necesare operațiunii, se adaugă încă 5 euro la fiecare dintre acestea, iar transportul încă 10 euro. Dacă ai nevoie să schimbi și ecranul, și capacul de pe spate, și bateria, deja ajunge aproape la prețul aceluiași telefon la SH sau de nou la o ofertă foarte bună. Este de apreciat faptul că aceste componente există și sunt disponibile, iar cei care vor să le înlocuiască acasă o pot face ușor, dar cred că se putea face puțin mai mult. Aceste componente ar trebui să poată fi comandate și local, de la oricare magazin partener HMD Global, pentru costuri mai mici de transport și poate și la prețuri mai mici în general. Totuși, cred că cel mai grav este faptul că un astfel de program cu parteneriat cu iFixit este dedicat unui telefon care oricum nu va rezista foarte mult în timp. Avea un procesor depășit încă de anul trecut, când a fost lansat inițial. O baterie de smartphone rămâne în condiții ok până pe la 3 ani, să zicem, după care capacitatea sa scade sub un nivel acceptabil. Peste 2-3 ani, Nokia G42 va fi probabil inutilizabil chiar și pentru anumite cazuri de utilizare de bază odată ce aplicații standard precum Facebook sau Messenger primesc noi funcții și vor necesita mai multă putere de procesare sau mai mult RAM. Astfel, Faptul că poți cumpăra o baterie nouă pentru a extinde ciclul de viață nu este foarte util, de fapt, în cazul acesta. Ce avem noi nevoie este o construcție care să permită dezasamblarea ușoară pe mai multe telefoane din gamele mid-range superioare și flagship, care pot fi folosite pe termen lung pentru 3, 4, 5, poate chiar 7 ani, având în vedere perioada de suport software a anumitor companii. De altfel, HMD promite 2 ani de actualizări software și 3 ani de actualizări de securitate lunare. Practic, odată ce bateria moare și utilizarea telefonului devine riscantă, acesta fiind apoi vulnerabil la atacuri cibernetice. Astfel, mi se pare că Nokia G42 este un efort bun, dar într-o direcție cam greșită, să zic așa. Asta nu înseamnă că este un telefon pe care nu-l pot recomanda. La 800 de lei, acesta oferă un hardware doar ok, dar care s-ar putea să fie de ajuns pentru primul telefon al unui copil, de exemplu. Iar faptul că există un ecran de schimb care poate fi comandat ușor, poate evita cumpărarea unui alt telefon atunci când, inevitabil, copilul îl va sparge. Doar nu-l cumpărați pentru promisiunea sustenabilității sau dacă doriți un telefon care să reziste mult în timp. Sunt curios să aflu și părerea voastră despre reparabilitate pe smartphone-uri. Sunteți dispuși să vă reparați telefoanele acasă, preferați un service sau cumpărați direct un alt telefon dacă cel din prezent se strică. Puteți lăsa răspunsurile în secțiunea de comentarii. De asemenea, vă invit să ne lăsați un like dacă v-a plăcut acest clip și să vă abonați la canalul nostru dacă vreți să vedeți și mai multe materiale de acest gen. În descriere aveți linkuri către toate platformele pe care ne găsiți, iar Zilnic ne puteți citi și pe connect.ro pentru cele mai noi știri din tehnologie, gaming și entertainment. Connect este și numele emisiunii pe care o realizăm săptămânal pe Prima TV, pe care o puteți prinde în fiecare sâmbătă de la 11.30 și în reluare duminica, prezentată de colegul meu, Claudiu Rupan. Eu sunt Cătălin Nițu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și data viitoare, tot aici, pe Connect. La revedere!